Un român face senzație în sportul cu pedale. Este cel mai promițător tânăr ciclist din lume la mountain bike. Născut la Fălticeni, dar emigrat în Spania la 9 ani, Vlad Dascălu este liderul Cupei Mondiale la categoria sub 23 de ani. Românul a câștigat ultimele 3 etape ale sezonului din Cehia, Andorra și Franța. A ajuns la 4 succese în carieră. Dascălu este primul ciclist român din istorie care reușește aceste performanțe. Tânărul de 22 de ani a revenit în weekend în țara lui natală. A participat la naționalele de MTB XCO de pe domeniul Herneacova, din Timiș. Ceilalți cicliști au luat autografe și au făcut selfie-uri cu copilul minune al ciclismului românesc. Competiția a contat în calendarul internațional. Punctele obținute îl ajută să se apropie de marele său vis, să concureze pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mi-a plăcut foarte mult să mă întorc la competiție aici în România. Concursul nu a fost ușor, niciodată nu este ușor, chiar de am câștigat în solitar, dar... N-am avut azi cele mai bune senzații pe bicicletă, dar oricum trebuie să fiu pozitiv și să mă gândesc la săptămâna care vine, la campionatul european și să dau tot ce pot. Deși pe plan internațional nu este încă senior, Dascălu a dominat cu autoritate concursul la campionatul național și a lăsat în urmă adversarii pe dealuri după chiar prima din cele 6 ture și a trecut solitar linia de finish. Am vorbit puțin cu mai mulți colegi, cu foști colegi de echipă, și mi-a plăcut foarte mult să-i văd și orice întrebare îmi pune și orice pot să le ajut eu, binevenit, e foarte binevenit din partea mea. Românul legitimat la echipa spaniolă Brujula Bike Racing Team va concura în weekend pentru România la campionatul european de la Brno, Cehia. Dascălu este cotat cu șanse reale să aducă prima medalie din istorie pentru România la ciclism într-o competiție majoră. Nu mă așteptam chiar să câștig 3 cupe mondiale consecutive, ceva extraordinar pentru mine și este un vis să conduc cupa mondială. Ar însemna... Adică pentru mine și pentru echipa ar fi un rezultat foarte bun. E puțin complicat pentru că încă mai sunt 3 cupe mondiale, dar am să încercăm. Ar fi prima dată în istorie, așa că ar fi ceva foarte bun pentru toți, cred. În Spania pot să antrenez foarte bine pentru că condițiile nu sunt chiar așa de frică ca în România. Și e o zonă unde stau eu în Spania, e o zonă foarte bună pentru ciclist, pentru mountain bike și pentru sosea. Îmi place foarte mult chiar unde locuiesc. Dascălu a făcut fotbal în copilărie. Un prieten l-a convins însă că ar avea mai mult talent la ciclism. A făcut întâi 7 ani downhill, o disciplină extremă, apoi a trecut la mountain bike, iar alegerea pare să fie inspirată.